La un pas de tragedie a fost un tânăr care seara trecută a provocat un accident rutier violent din cauza vitezei mult prea mari. A ieșit în afara părții carosabile și s-a izbit de un gard. Totul s-a întâmplat în municipiul Drobeta Turnu Severin, iar din fericire nu au fost înregistrate victime. Un accident rutier a avut loc ieri pe calea Craiovei din municipiul Drobeta Turnu Severin. Din sursele noastre este vorba despre un tânăr care conducea un bolid de lux marca BMW. Acesta, în timp ce era la volanul autoturismului, a pierdut controlul din cauza vitezei mult prea mari, a ieșit în afara părții carosabile și s-a izbit de un gard. Din fericire, nu a fost nimeni rănit, însă pagubele materiale sunt însemnate, iar mașina a fost serios avariată.